Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat la praznicul botezului Domnului în mijlocul românilor din Göteborg, Suedia. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială. După slujbă, preasfinția sa a săvârșit Sfințirea Cea Mare a Apei. Toți participanții au pornit apoi în procesiune spre malul Mării Nordului. Preasfințitul Părinte Macarie a aruncat crucea în apă, aceasta fiind scoasă de unul dintre înotătorii care s-au aruncat în apele reci ale Nordului. Faptul că a reușit să scoată crucea din apă reprezintă pentru tânăr o bucurie și o binecuvântare. Sunt bucuros că am putut participa la această manifestație sau ca o lucrare a Domnului și sunt onorat și că am putut scoate crucea din apă și să o iau ca o, ca o binecuvântare pentru familie. Hierarcul a vorbit despre semnificația pe care o are aruncarea și scoaterea crucii din apă la Bobotează. Aruncarea și scoaterea crucii din ape la Bobotează, intrarea și ieșirea cu trupul amântuitorului din râul Iordanului. Apa, fiind seva Universului și a tuturor elementelor cosmice, iată, se sfințește, iar prin apă se sfințește întreaga fire. Totodată, crucea din lemn care se aruncă în ape la bobotează și este scoasă cu multă bucurie, simbolizează aruncarea lemnului de către Moise, care în peregrinarea sa la oaltă cu poporul evreu, neavând apă, Dumnezeu l-a îndemnat să arunce în apa cea amară și sărată un lemn, iar apa a devenit dulce și a putut fi consumată de către fiii lui Israel. Așadar, lemnul din vechime, aruncat de Moise în apa cea amară și sărată, simboliza Sfânta Cruce care îndulcește apa cea sărată și amară acestei vieți care este firea noastră omenească. Așadar și firea noastră omenească, iată, s-a îndulcit, s-a înnoit și s-a luminat prin Harul Preasfinte și de viață făcătoarei trăim în puterea crucii, acum la prasnicul Bobotezei. Credincioșii români din Suedia au luat agheazmă mare pentru a o duce la casele lor.